Fundașul central al FC Botoșani, Michael Îngadeu, va absenta de la meciul de duminică cu CFR Cluj. Michael Îngadeu va fi transportat la Iași pentru investigații amănunțite după ce aseară a ajuns la unitatea de primiri urgențe Botoșani cu hemoragie internă. Mișu de la Camerun a acuzat de mai multe zile probleme la stomac, motiv pentru care de marți el nu s-a mai antrenat cu echipa. Am mâncat niște sarmale și nu mă simt bine deloc. Am încercat pentru prima dată această mâncare tradițională românească, însă nu mi-a plăcut deloc. Nu știu cum puteți voi mânca sarmale. Nu mai mănânc în viața mea sarmale. Cum starea sa s-a agravat, acesta a ajuns aseară la spital fiind internat. Medicii au luat decizia ca fotbalistul să fie transportat la Iași pentru o colonoscopie. La endoscopia efectuată astăzi nu s-au pus în evidență leziuni la nivelul esofagului sau stomacului. Având în vedere că a fost vorba de hemoragie, am recomandat totuși să meargă și la Iași pentru colonoscopie ca să nu avem vreo surpriză. Eu spun că va fi bine, starea lui e bună și acesta e semn că el se va recupera. El spune că ar fi de la sarmale, dar pot fi și alte cauze care să-l fi adus în această stare.